Fii binecuvântat și fii binecuvântată de Dumnezeul cerului și al pământului. Dacă Dumnezeu ne-a dăruit încă o zi, aș vrea ca în această zi să citesc un psalm și prin el Domnul Dumnezeu, Dumnezeul acestui univers, ca să este mare, frumos și plin de slavă și putere, să te poată întări pe tine în omul din lăuntru și să mă poată întări și pe mine în omul din lăuntru. Și tot îmi doresc și mă rog ca de fiecare dată tot ce fac eu să poată să-i aducă slavă lui Dumnezeu. Tot ce vorbesc în lucrările în care mă implic și în această lucrare pe care o fac de a transmite acest cuvânt de încurajare, de a citi acest cuvânt al lui Dumnezeu, să-ți aducă o încurajare, o îmbărbătare, o înviorare și, de ce nu, de a te provoca să citești din această carte. Dacă am început un an nou, acest lucru se datorează lui Dumnezeu. Dacă am intrat într-un an nou și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu bune, cu rele, cum am intrat, important e că am intrat și suntem sănătoși, acest lucru se datorează lui Dumnezeu. Și aș vrea să te provoc să citești din această carte, să te hrănești în omul tău din lăuntru, zi de zi, să bagi hrană ca nimic și nimeni să nu te poată clătina de pe temelia care este Hristos. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze și te provoc la acest lucru. Cam fiecare zi, că e dimineața sau că e seara, să citești câte un psalm. Pentru sufletul tău o faci. Și pentru cei din jur, pentru că citind și adunând cuvântul lui Dumnezeu în inima ta, tu la rândul tău vei putea fi o încurajare pentru cel din jurul tău. Dar dacă tu nu citești și dacă eu nu citesc nimic și eu am nevoie să fiu încurajat, cum îl voi ridica eu pe cel care este căzut și are nevoie de un cuvânt de îmbărbătare, de înviorare? Cum o voi face? Dar dacă eu îmi fac partea mea și citesc din cuvântul lui Dumnezeu și astăzi mă hrănesc din cuvântul lui Dumnezeu, mâine mă hrănesc din cuvântul lui Dumnezeu și zi de zi caut să-mi hrănesc sufletul și duhul meu, vă garantez că acest Dumnezeu care este puternic, mare, slăvit, puternic, atotputernic, acest Dumnezeu care a creat toate lucrurile care se văd, acest soare care zi de zi strălucește, îți va da cuvinte la timpul potrivit să poți să-l ridici pe cel de jos. Și prin acest lucru, tu îl vei proslăvi pe cel care este în tine. Vreau să citesc acest psalm, care este un psalm minunat. Psalmul 8. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Din gura copiilor și a celor ce sug la țâță, ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor tăi, ca să astupi gura vrăjmașului și omului cu dor de răzbunare. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic: ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu o slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui, oile și boii la oaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și tot ce străbate cărările mărilor. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Amin. Dumnezeu să te ajute și să mă ajute să poți să-i aduci slavă. Zi de zi, zi de zi. Preiubiților, tot ce faceți, să faceți din dragoste. Căci dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Vă doresc să aveți un timp binecuvântat.